Derby între fete. CSM Ploiești Unirea Slobozia este meciul vedetă din etapa a doua diviziei A de handbal. După galopul de sănătate din prima etapă, CSM-ul dă acum de o nucătare. Asta pentru că oaspetele sunt considerate rivale la primele două locuri. Așa a fost și sezonul trecut, dar Ploieștiul a învins Slobozia de fiecare dată. La fel cum își doresc handbalistele municipalității să se întâmple și acum. Principalul Gigi Ionescu susține că fiecare meci, dar și fiecare gol sunt importante și federația a considerat duelul important și a trimis la meciul de mâine din Sala Olimpia o brigadă de arbitri internaționali.